Am mai zis, când omul vrea să te ia peste picior sau să câștige lupta magică sau se crede că a câștigat-o, joacă, vai, dar eu m-am ocupat cu energiile și eu am vrut să fac să dreg. De ce dau peste oameni nefericiți? De ce eu n-am putut să câștig așa ceva? În glumă, în serios, cumva bătându-și joc de tine, nedându-și seama că timp de un an pământesc și interstelar mai puțin, sau invers, deja nu mai e, ok? Chiar se întâmplă așa cum a zis. De ce nu mi s-a întâmplat mie, de ce n-am câștigat eu, de ce ai câștigat tu, pentru că eu, da? Nu de aia, pentru că, dar și de aia. Sunt mai multe, e complex, totul e complex. Și e superb. N-ai cum să fii pe fază întotdeauna, dar dacă aici ești sincer, sinceră, după aia îți dai seama, da? Am mai zis, ești aruncată în apă, neștiință în noți și ai niște frânturi, niște insulițe și tu știi că se insistă pe insulițele astea aici, conștient. Aia a zis, aia a făcut aia și tu nu înțelegi până îi dai de capăt, da? După ce ai învățat să înnoți, zici, a, asta era, a, acolo, a, asta. În magie e invers. Întâi practica și pe urmă teorie. Da? Ok, ai înțeles unde ești.